Și pentru că în zilele acestea am vorbit în prim plan despre familie, doresc ca Tatăl nostru Ceresc să binecuvinteze toți părinții. Amin. Și Fiul Său prea iubit să fie un model pentru toți copiii. Amin. Pentru seara aceasta ne-a rămas să vorbim despre relațiile cu ceilalți membri ai familiei. Aici incluzându-se părinții, socrii, gineri, nurori, bunici, cumnați, și de ce nu, cum au zis îngerul lui Lot, și pe cine mai ai aici? Dragii mei, ca verset de referință vă citesc 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Cum să avem grijă de toate aceste rudenii? În primul rând, cu respectarea primului legământ, cel cu Domnul. Acesta e prioritar. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe unii din cei de care am amintit în această seară, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Este scris de asemenea în lege Deuteronom 13, dacă tatăl tău, mama ta, prietenul tău, sora ta, și enumeră acolo câteva relații de rudenie, dacă vor să-ți afecteze relația ta cu Domnul, să nu te lași. Au fost unii care au dat acest test tocmai de la începutul legământului lor cu Domnul și au fost amenințați de cei apropiați că îi desmoștenesc, că nu mai vor să știe de ei. Mulțumim Domnului pentru toți care au rămas credincioși. Vă dau aici ca exemplu pe Mântuitorul nostru iubit. Scrie în Marcu 3 că au venit rudele și s-au dus zvonuri că și-a ieșit din minți. L-au chemat să vină afară, poate să-l ducă acasă. Și ce a zis Domnul? Cum să ies afară la cei ce nu vor să facă voia Tatălui când înăuntru sunt cei din cei ce fac voia Tatălui? Așadar, vom ține cont de toate rudenile, dar primul rămâne prea iubitul nostru Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amen. Și dacă s-ar întâmpla, cum scrie în psalm, Tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește și noi nu renunțăm la El și dacă ar fi tot să ne repudieze. Vrem să rămânem mai Lui și cu toată inima. Amin. Și să nu creadă cineva că punându-L pe Domnul pe primul loc, nu vom ține cont de ceilalți. Că doar nu altul, ci El cu gura Lui a rostit pe Sinai, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Va să zică, punându-L pe Domnul pe locul întâi, nu îi vom uita pe ceilalți. Îi vom avea în vedere, dar va rămâne Domnul primul. Numele Lui să fie binecuvântat. Cercetați-vă în privința aceasta și vedeți dacă nu cumva sugestiile vreunora dintre rudenii vă afectează această relație cu Domnul. În al doilea rând, relațiile cu rudenile n-au voie să afecteze legământul încheiat cu partenerul de viață. Haideți să luăm câteva exemple, poate pricepem mai bine. De altfel, eu cred că întotdeauna soluția pentru problemele care apar cu soacră, noră și oricare din ceilalți amintiți se rezolvă atunci când relația cu partenerul de viață este bună. Aici trebuie să ne verificăm, nu dacă pe mine m-a jignit soacră, sau dacă mie îmi creează probleme nora. Și care este relația mea cu băiatul soacrei? Este foarte important să înțelegem că nu pot ceilalți să ne afecteze relația dacă noi suntem uniți. Amintiți-vă de un cadru interesant, Evanghelia după Luca, capitolul 1. S-a născut lui Zaharia și Elisabeta un fiu la bătrâneți. Știți că de regulă părinții au niște nume pregătite pentru copii.
Dar iată, spune textul biblic că și rudenile au venit cu propuneri. Și sunt fel și fel de tradiții. E numele părinților, a bunicilor. Și putea acolo să se nască un conflict. Dar îmi place să observ că cei doi, chiar în ce privește un aspect, am spune minor, cum să pui nume la un copil, au ținut mai întâi cont de ce a spus Dumnezeu și apoi cei doi au fost pe una. Că doar ei trebuia să semneze actul, nu? Și toate numele, toate propunerile au căzut. Pentru că s-au avut în vedere respectarea celor două legăminte. Așa că, dragii mei, dacă vreți să o duceți bine cu toți, întâi Domnul, apoi Doamna și la rând ceilalți. Să știe să respecte că sunt două legăminte. Mai avem și situații critice, ca pe vremea lui Saul. I-a dat o fată lui David. E drept, nu cu gând bun, dar tinerii s-au iubit. Și când socrul s-a întors cu răutate, cu o cruzime de moarte împotriva ginerului său, fata lui, cu cine a ținut? Cu tata sau cu soțul? Cu soțul. Legământul întâi și apoi, pentru că e scris, când te măriți, va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. I-ați lăsat? Unora v-a fost mai ușor, că sunt în țară, nu? Dar și din țară, acum online suntem la fel de aproape toți, nu? Nu scrie în Biblie că părinții lasă. Ba chiar observăm că unii nu lasă. Scrie că băiatul și respectiv la fată îi spune, în psalm, uită-ți și neamul, zice. Vă amintiți textul, da? Psalmul 45. Pentru că așa se rezolvă lucrurile. Dar socrul s-a impus, era rege în exercițiu și a luat fata și a rămas David fără ea. Este scris că a dat-o la altul de nevastă. Cine putea comenta? Era monarh. Dar când David a avut posibilitate, a adus-o înapoi. Dar culmea, 2 Samuel 6, când ei n-au vegheat asupra relațiilor lor, fără socru s-au certat. Așa-i? Deci noi devină străini. Relația între cei doi trebuie să fie corectă. Și amestecul tuturor celorlalți n-are nicio valoare. Vine până la poartă, dar nu intră în casă. Să dea bunul Dumnezeu înțelepciune tuturor. Amin. În primul rând, să-i lege strâns pe cei doi în legământul care l-au încheiat. Și atunci, nici în forță, nici doar așa, din prietenie și alte amestecuri ale rudenilor, nu se strică relația. În al treilea rând, ați reținut, relațiile cu toate rudenile trebuie să țină întâi cont de legământul cu Domnul și de legământul celor doi, de identitatea noii familii. Mama și tata, prietenii, bunicii, toți trebuie să păstreze distanța regulamentară. Cu Domnul devenim un singur duh, cu partenerul de viață un singur trup, ceilalți pe aproape, dar nu un trup. Sau nu așa scrie? Dar așa să și fie. Amin? Și atunci cu ceilalți? Dragii mei, vreau să prindeți ideea asta. E una singură. Dacă legământul tău cu Domnul este valid, tu vei ține cont de tot ce a spus Domnul și El a dat multe instrucțiuni în Scriptură ca să știm cum să ne purtăm cu cei din casă și să nu fim ca și mai rei decât necredincioși. Dacă tu ții la nevasta ta, crezi că o să nu fii atent cu tot neamul ei? Nu se poate dacă soția ta îți place. Păi aia seamănă pe tată sau pe mamă sau... Sunt ai ei. Sunt surorile ei, rudenile ei. Dacă tu îți iubești soțul, eu nu pot crede că poți să urești pe mama lui. Sub nicio formă.
se vor constitui niște relații cu păstrarea distanței regulamentare, dar foarte sănătoase, în care ne vom ajuta și sfătui unii pe alții. Să vă dau ca exemplu pe un socru de nota 10 și un jinere care nu s-a lăsat mai prejos. Cartea Exod, capitolul 18. Vine socru în vizită la Viena. Versetul 6, a dat telefon. A trimis vorba lui Moise să-i spune: eu, socrul tău, vin la tine, că nevasta era în țară, o copii, s-o sunt concediu. Moise a ieșit înaintea socrului său și l-a așteptat la aeroport, sau la gară, să zicem. S-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. A fost la o nuntă, tata mirului era în cărucior. Cineva a observat că băiatul lui s-a plecat și l-a sărutat, dar mireasa nu s-a putut pleca. Nu știu dacă a observat bătrânul scena asta. Ăsta s-a plecat, cu siguranță și-a îmbrățișat nevasta și copiii, dar nici socrul nu a rămas pe din afară. L-a prezentat la toată conducerea țării și nu era evreu. L-a lăsat să astise la activitățile din zilele următoare. Și ascultați ce mai poate să spună un socru. Citeți versetul 19. Acum ascultă sfatul meu, am să-ți dau un sfat. La copiii necăsătoriți le dai porunci și o să te laude Dumnezeu ca pe Avram. La cei căsătoriți numai sfaturi. Dar ce-i frumos la socrul ăsta? Nota 10 îi dau. Ascultați după ce îi spune tot, cum să aibă o împărțire foarte corectă a organizării judecătorești. Versetul 23. Dacă vei face lucrul acesta, băi, jineri, eu spun, eu am experiență, băi, îți mă asculți. Și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, adică eu îmi dau seama că tu ai o subordonare față de Dumnezeu, e o părere, e un sfat. Dacă Dumnezeu e de acord și cu ce am spus eu, pune-l în practică. Așa să spunem toți socrii de acum? Amin. Și soacrele? Amin. Draga mami, fă așa. Eu îți spun, eu te învăț. Dar adaug în final, rogă-te Domnului și dacă e de la Domnul, ascultă-mă. Că așa e frumos. Să avem relații plăcute, dar să știm ce ne putem permite și ce nu. Hai să luăm un exemplu și pentru soacră și noră, ca să nu spună că așa-s bărbații, dar noi femeile suntem altfel. Rut și Naomi. Este scris în capitolul 2 cum vorbeau amândouă. Și-am întâlnit din nefericire nurori care nu pot să spună la soacră mamă. La una a spus că îi scriu eu pe foaie, cum să zic. Da. Adică tu ești una cu soțul, lui mamă, dar ție nu ți-e mamă, nu? Mă tem că relația cu soțul suferă, sau aia cu Domnul, încât nu te știi comporta cu celelalte rudenii. Versetul 2. Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice. O să-și cer voie la soacră. Dar și soacra a spus, du-te, fiica mea. A venit înapoi, a fost o misiune reușită și zice în versetul 22, sfat doar soacra, atât, este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicii lui și să nu te întâlnească cineva în altă ogor. N-a zis, să nu te mai duci în altă parte. Cred că e bine așa. Și apoi a dat un alt sfat, cum să se căsătorească, și a fost bun, și a mai făcut soacra ceva, așa-i? A devenit bunică și a ajutat-o la creșterea copiilor. Dar cred că nu s-a amestecat să spună, nu, certat tu copilul. Vai uneori ce avem de a face cu bunici nepricepuți, care nu știu să se raporteze la nepoți nici cum s-au raportat la copiilor. Pentru că relațiile de rudenie
sunt o binecuvântare. Și în general la noi, la frați, avem multe rudenii. Să le binecuvânteze Domnul pe toate. Amin. Și ce e mai frumos decât să te înțelegi frumos cu toți, așa-i? Știți că Moise se înțelegea bine și cu cumnatul său. Și o să vină cu noi. Și o să te bucuri de moștenirea care Domnul ne-a dat. Frații mei, surori, dacă aveți vreo relație afectată cu socru, cu soacra, cu bunica, cu vreun cumnat, cu vreo cumnată, vă rog frumos, dacă nu-i târziu în seara asta, dați un telefon. Și cereți-vă scuze că ați abuzat și ați trecut dincolo de linia roșie și v-a amestecat în familia lor. Poate le-ați dat sfaturi care să le strice relația cu Domnul. Poate n-ați vrut să-i ajutați. Atenție, am întâlnit rudenii care sunt supărați unui sărac, ceilalți poate aici în Occident, în Europa sau în America, pe ăla nu-l ajută. Și o taie de pe listă. Trece-l înapoi. Nu fi fariseu, că ăia din vremea Domnului Iisus care ziceau, tot ce am închinat la templu. Și-a zis, da, ce-a zis Dumnezeu cu privire la tata și la mama, cum rămâne? N-are nevoie Dumnezeu de tine la templu și nici de banii tăi, dacă tu nu respecti ce-a zis Dumnezeu. Relația ta cu soțul sau cu soția nu-i corectă dacă pe el sau pe ea nu o lasă să-și respecte îndatoririle de a îngriji pe părinți. Ăsta e versetul de la care am pornit și mă întorc în final la același text, 1 Timotei, capitolul 5, spune Scriptura aici, versetul 4, dacă o vădvă are copii sau nepoți, dacă mă aveți bunici, vă rog frumos, amintiți-vă de ei. Aceștia se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelele părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. După cum am vorbit ieri din dimineață, nimeni nu poate să spună eu iubesc pe Dumnezeu, dar pe aproapele care e nevasta, nu iubești, tași din gură. Dar de asemenea, dacă nu răsplătești ce au făcut bunicii, care poate să ai tu sau părinții tăi ceva, au răbdat foame, au muncit cu sapă, plătește-le măcar la acum, la primăvară, aratul cu tractorul. Hai, ascultă-mă. Și o să fie bine. Doamne, ajută-ne! Asta place lui Dumnezeu. Să avem relații frățești. Da, biserica e trecută înaintea celor de afară. Dar rețineți ordinea, că undeva între mine, nevastă-mea și copii și adunare sunt rudenile. Nu-i scoateți din listă. Cam asta ar fi ordinea luată pe etape. Fiecare la locul lui și la rândul lui. Se spune că domnitorul Ioan Cuza a întrebat toată pe un țăran cât câștigi. Și au zis 6 crițari pe zi. Și te descurci? A zis, da, cum? Zice, stai să spun. 2 îi dau în datorie, 2 îi folosesc cu nevasta și 2 îi dau împrumut. Dar ce datorii și ce împrumuturi faci tu? Zice, îmi trăiesc părinții și ăștia 2 îi dau în datorie, că ei m-au crescut. Și zice, am copii, ăștia îi dau împrumut și o să mi se dea când o să fiu eu bătrân. Să nu uitați de datoriile și de împrumuturile astea. Și dacă aveți rudenii necredincioase, soțul, soția, se spunea în seara asta că o fetiță a reușit să facă o lucrare frumoasă care s-a extins în 2 țări. N-ați vrea să faceți și o lucrare frumoasă care se extindă măcar în 2 neamuri? Să se proslăvească numele Dumnezeu, să știe toți că noi avem un legământ încheiat cu Domnul. Și legământul acesta ne obligă să avem în vedere și pe ultimul dintre rudenii. Și mai avem un legământ încheiat cu un partener de viață. Și vom ține cont nu numai de neamul nostru, vom ține cont și de neamul lui. Și dea bunul Dumnezeu când se va face apelul să nu lipsească nimeni din neam. Și să ne întâlnim cu o răsplată. Nu doar aici, și o răsplată sus.
acolo unde nu vor mai fi bătrâni. Și nu mai trebuie să ajutăm pe nimeni și nu mai trebuie să vizităm pe nimeni la spital. Doamne, adu ziua aceea. Amin. Dar până atunci ajută-ne cu respectarea celor două legăminte, care sunt sacre, să-i ajutăm pe toți. Suntem datori. Și dacă nu, să-i facem pe alții datori. Și dacă nu, să ne răsplătească Bunul Dumnezeu. Amin.